Surpriza dragostei de Marivo. Traducere și adaptare radiofonică de Pușarot. Regia artistică Vasile Manta. Ei bine, Jacqueline, tu ești foarte supărată. De la ce? Trebuie să mai repeți aceleași cuvinte frumoase. Ei, dar de ce mai ai nevoie? Tu ai dori să fiu soția ta. Ei bine, vrei să mă răzgândesc? Oh, dar cine a spus asta? Nu toate fetele doresc să devină soții? Formidabil, fiar! Păi o fată care vrea să se mărite este deci o pasăre rară pe care un om poate să fie atât de invidios? Oh, la la! Vorbesc vorbe, draga mea. Știu bine că pasărea nu este rară, dar când o fată mare are fantezia de a avea o astfel de păsărică, ceea ce nu e atât de rău, Jacqueline, pentru că acesta-i adevărul. Și tu nu vei fi împotrivă. Ascultă, Piar, păi iubesc eu pe altcineva în afară de tine? Nu. E adevărat că Blaise și grasul Cola sunt nebuni după mine? Nu sunt și ei niște oameni la fel de buni ca și tine? Ei, da, gândesc că da. Ei bine, necioplitule, eu te prefer pe tine. Așa, Clem. Ce zici de asta? Din cauza că mă iubești mai mult decât pe ceilalți. Dar dacă nu te iau, te vei supăra. Nu-i așa? Prea vrei să le știi pe toate. E la dracu! Iată cine ești. Eu vreau să fii prietenă numai cu mine. Atunci când tot satul va veni să zică: Jacqueline, mărită-te cu mine, eu aș vrea ca tu să întâmpini satul cu o grimasă și să zici: nu e posibil, eu vreau să fiu soția lui Piar, a nimănui altcuiva. În ceea ce mă privește, dacă aș fi perfid, te-aș lăsa să-ți plângi de milă. Dar iată dovada, ceea ce se cheamă că iubim lumea. Iată eu care îți vorbesc. Dacă vrei să mă schimbi, ar fi imposibil pentru mine. Este vorba doar de amiciție. Fleacuri! Ar trebui să fiu bucuros dacă te-ai supăra. Cât de emoționant ar fi. Săraca mea, Jacqueline, spune-mi un cuvânt care să mă facă să înțeleg că mă vei ierta. Hai, Piar, că n-am zis nimic, ca să gândesc cu atât mai puțin. Așa, ca din întâmplare, tu crezi că mă iubești? Spune-mi, da sau nu? Ghicește. Privește-mă în ochi. Râzi. Râzi ca și cum ai spune da. Ce spui, Jacqueline? Spun cu toată sinceritatea că nimic nu mă împiedică să te iubesc, fiindcă ești foarte agreabil. De pe naiba! Hai, vreau să-mi repeți cuvânt cu cuvânt, Jacqueline. Pierre, am găsit întotdeauna la tine filozofia unui om bun. Ai făcut dragoste cu mine și recunosc că mi-a plăcut. Dar onoarea de domnișoară mă împiedică să vorbesc. După părerea ei, mătușa mea spune întotdeauna că un amant este ca un om flămând. Cu cât e mai foame, cu atât mai mult dorește să mănânce. Dar... cu cât se întâlnește mai mult cu o fată, el încetează să o mai iubească. Pe toți dracii!
Mătușa ta a spus adevărul. Că sunt leșina de foame. Te avertizez, Jacqueline? Cu atât mai bine. Te iubesc așa cum ești, cu condiția să dureze. Dar mă tem că domnul Lelio, stăpânul meu, să nu consimtă la căsătoria noastră. Și mă tem că mă va da afară când va afla că te iubesc. Căci el ne-a spus că nu dorește să vadă amorezate printre noi. Și de ce, mă rog? Ce, este ceva grav să-ți iubești aproapele? E, firar să fie. Mă voi duce la el să-l asigur că acest lucru se practică și la turci. Și asta înseamnă că sunt răi? Of, el e mai rău decât un turc. Din cauza unei dame de la Paris pe care o iubea mult și care l-a părăsit pentru altul mai șters decât el. Și din această pricină, domnul a făcut mare tapaj. El i-a zis că ar trebui să-i fie rușine. Ea i-a zis că nu l-a mai vrut. Aici e aici. Pentru ce a făcut ea asta? Ha? Multe injurii. Sunteți o nedemnă. Priviți-l pe acest impertinent. Mă voi răzbuna, iar eu mă voi distra pe seama ei. Auzindu-l cum vorbește, dama i-a trântit ușa în nas. Poftim. Da, el care e foarte mândru, s-a ofticat și a venit aici să trăiască în armonie, în filozofie, așa cum a zis. De atunci, când aude vorbindu-se despre dragoste, parcă-i un țipar jupuit. Valetul său, Arlechin, este dezgustat. Când vede o fată în partea dreaptă, el o ia spre stânga, din cauza unei nenorocite de cameriste, care, după cum spune el, l-a furat. Da, într-adevăr, este mare păcat. Nu există poliție. Sunt pedepsiți zilnic hoții săraci, iar celor perfiți li se permite să vină și să plece. Da, hai, spune-i stăpânului tău, spune-i. Nu, el are o figură tristă. Poate din cauza că visează la femei. Nu, sunt de părere să aștept să-i treacă. Hai, du-te. E o idee foarte bună, fiindcă a venit stăpâna ta, care a spus că va vorbi cu el. Vremea este urâtă astăzi, Arlechin. Cinstea mea, domnule Lelio. Da, e la fel de melancolică, așa cum suntem și noi. Nu este mereu în aceeași dispoziție. Spiritul, la fel ca și timpul, este uneori acoperit de nori. Domnule Lelio, pentru mine, când mintea mi este liniștită, nu mă îngrijorează ceața. Toată lumea este cam la fel, Arlechin. Dar întotdeauna găsesc vremea neplăcută. Când sunt trist, domnule. Arlechin, ai ceva care te deranjează, care te îndurerează? Nu. Nu ai niciun motiv de tristețe? De fapt... Spune, deci pentru ce? Pentru ce? Pentru ce? Adevărul e că nici eu nu știu. Poate că sunt trist fiindcă nu sunt vesel. Ei, nu vă lasă-mă, tu nu știi ce spui, Arlechin. Din cauza asta mi se pare că nu mă simt prea bine. Bine, dacă ești bolnav, asta sigur e o altă problemă. Dar nu sunt deloc bolnav. Dar tu ești nebun? Dacă nu ești bolnav, de ce crezi că nu te simți bine? Domnule Lelio, spune. Eu beau bine, așa? Mănânc bine. Perfect. Dorm ca o marmotă. Vai de capul. Deci sunt sănătos. Ai o sănătate de fier, nu? Da. Un om cinstit ar fi fericit să aibă o sănătate ca a ta. Exact. Așa. Câteodată simt că sunt plictisit așa și greoi. Simt o lene în picioare. Așa? Casc fără motiv. Am curaj numai când mănânc. Totul mă dezamăgește. Perfect. Eu nu trăiesc. Eu stau. Ai las. Când vine ziua, vreau să fie noapte. Iar când e noapte, vreau să fie zi. Asta e boala mea. Iată că din acest motiv... Eu fac și bine, fac și rău, domnule Lelio. Acum înțeleg. Înțeleg că te-a cuprins plictiseala, dar, exact, dragul meu, Arlechin, asta trece. Trece? Ai la tine cartea pe care am primit-o de la Paris? Ai răspunde odată? Domnule, așa, cu permisiunea dumneavoastră, am să trec în cealaltă parte a camerei.
De ce? Ce înseamnă această ceremonie? Domnule, asta e din cauza că nu mai vreau să văd cele două păsări din copac care se giugiulesc și asta mă enervează. Unde? Uite-i sus acolo. Fira. Am jurat că nu o să mai fac dragoste, dar când le văd cum se iubesc, îmi vine să-mi iau vorba înapoi. Ca să mă apropii de aceste femei cumplite cărora nici diavolul n-ar putea să le reziste. Ah, dragul meu, Arlechin, mă crezi mai ferit de aceste mici neliniști decât ești tu? Îmi amintesc că există femei în lume, că sunt amiabile, iar această amintire îmi creează multe emoții. Dar aceste emoții nu mă fac să-mi schimb hotărârea de a nu mai vedea femei în viața mea. Domnule Lelio, pe toți dracii! Cu mine se întâmplă invers. Adică? Când emoțiile mă cuprind. Așa. Atunci hotărârea mea se clatină. Domnule Lelio, învățați-mă. Învățați-mă cum să fac. Cum să fac ca să procedez exact ca dumneavoastră. Da, prietene, te iubesc. Nu, adică tu ai bun simț. E adevărat, un pic am grosie. Da, mă aveți. Și văd că infidelitatea amantei tale te-a făcut să respingi dragostea, așa da, e? Da. Ei, și eu am fost trădat în același mod de amanta mea. Dumneavoastră? Tu, da, sigur, tu m-ai urmat cu curaj în singurătatea mea și tu mi-ai devenit drag și pentru faptul că aventurile noastre sunt foarte asemănătoare, mai exact finalul aventurilor noastre. Domnule Lelio, și eu... Vă asigur că vă iubesc. Vă iubesc de 100 de ori mai mult decât de obicei. Așa. Din cauza că aveți bunătatea de a mă iubi atât. Nu mai vreau să văd femei la fel ca dumneavoastră. Nu a avut pic de conștiință și mă gândesc că puteam să crăp din cauza infidelității lui Margot. Sigur. Timpul petrecut la țară, conversația cu dumneavoastră, mâncarea bună, uite, m-au pus un pic pe picioare. Nu o mai iubesc pe această Margot. Perfect. Da, uneori năsuc cu ei, mă zăpăcește de cap. Dar când nu mă gândesc la asta, nu câștig nimic. Căci mă gândesc la toate femeile, în general. Iar atunci emoțiile inimii de care vă spuneam. Așa. Mă amețesc de cap. Da, e. Alerg, fac salturi, cânt, dansez și nu am alt secret care să mă depărteze. Dar acest secret nu este altceva decât un unguent care mă arde. Sunt într-un mare pericol, domnule Leo, și pentru că dumneavoastră mă iubiți atâta, aveți milă de mine și spuneți-mi cum pot să devin puternic atunci când sunt slab. Acest biet băiat îmi stârnește mila. Oh, sex mincinos! Oh. Îi chinuiești pe cei care se apropie de tine, dar îi lași de izbeliște pe cei care fug. Așa este! Aveți perfectă dreptate! Pentru ce să-i faci rău celui care nu-ți face nimic? Când cineva mi se laudă cu o femeie iubitoare și cu dragostea pe care o are pentru ea, am senzația că văd un frenetic care face elogiul unui vipere, care îmi spune că este fermecătoare și că are norocul de a fi mușcat de ea. Așa este! Acest lucru provoacă... moartea. Ei, dragul meu băiat, vipera îți ia doar viața. Da, femeile ne răpesc rațiunea. Așa. Libertatea, liniștea noastră ne răpesc pe noi înșine. Așa. Și nu ne mai lasă să trăim. Așa. Mai vezi oameni normali după o asemenea experiență? Nu. Bieți nebuni, oameni tulburați, beți de durere, desigur, sau de bucurie, mereu în convulsii, adică sclavi. Și cui aparțin acești sclavi? Femeilor, bineînțeles. Și ce este o femeie? Pentru a o defini, trebuie să o cunoști. Noi putem începe definiția de astăzi, dar eu susțin că vom vedea sfârșitul numai la sfârșitul lumii, adică niciodată. Așa este, adevărat. E adevărat și totuși, acest frumos animal micuț care este femeia. Oh. O frumoasă pisicuță. Nu mai spune. Dar e păcat că are atâtea ghiare. Din păcate, dragul meu, ai dreptate, dar în acest univers nu este ea figura cea mai șarmantă. Câte haruri, cât de multe soiuri în aceste haruri. Este o creatură bună de mâncat. Uită-te la aceste ajustări. Uită-te, Arlechin.
Fuste înguste, da. Fuste lanternă, coafură clopotniță, coafură pe nas, pălăriuță pe cap și toate modelele cele mai extravagante le găsești la o femeie. De îndată ce te atingi de figura lor feerică, dragostea și harurile care le-au îmbrăcat vin ca un spirit care ajunge la vârful degetelor. Wow. Nu este așa, că este ceva unic. Wow. Domnule Lelio, cât este de adevărat! Nu există vreo carte cu atâta spirit așa cât are o femeie când este în corset și în papucei. În corset, da. Șapa, ce frumoasă dezordine de idei în capul tău, Arlechin. Mulțumesc. Câtă vivacitate în corset și papuce, ce expresie, câtă naivitate. În corset, ai spus? Da. Bărbatul are bun simț, dar pe cinstea mea, spiritul este al femeilor. În privința inimilor, dacă plăcerile pe care ni le oferă ar fi durabile, da, aceasta ar însemna o viață splendidă pe pământ. Oh. Noi bărbații, în cea mai mare parte, desigur, noi suntem îndrăgostiți, ne lăsăm amețiți de mici sentimente dulci, avem marota de a fi delicați, nu-i așa? Pentru că asta creează o atmosferă tandră, facem reguli de iubire ca un pașa, ca o datorie. Înțelegi? Noi inventăm metode de tandrețe, dar pentru ce mergem noi la o femeie la urma urmei? Pentru ce? Pentru a o iubi. Pentru că este de datoria noastră, fii, nu? Ce modalitate vrednică de milă. O femeie nu vrea să fie nici tandră, nici delicată, nici supărată, nici răsfățată. Ea este totul fără ca să știe. Și această stare este minunată. Privește, uite, nu la mine, privește așa. Privește femeia când e îndrăgostită și nu vrea să recunoască. La dracu, orice am face, o poți convinge să rupă tăcerea? Tai! Domnule Lelio! Da! Acum mi-aduc aminte! Ce? Margot avea atâta grație când a făcut nerozia. Fără durerea geloziei și a plăcerii, inima noastră și altora este... Cum să spun eu, e paralizată. Paralizată, da, sigur. Rămânem ca niște ape liniștite, așteptând să fie agitate pentru a se mișca, nu? Inima unei femei realizează imediat care este situația. Începe cu un cuvânt pe care îl rostește. Așa? Apoi cu un altul pe care nu-l rostește. Aha. Iată un aspect. Poate ți-a spus că iubește? Dar mai repetă? Vei auzi mereu, dar nu vei fi sigur niciodată. Când observi o mică nerăbdare, o răceală, o imprudență, o distragere a atenției prin coborârea, prin plimbi ochilor, ca niște oblane, înțelegi? Apoi ridicând privirea, ridicându-se, apoi rămânând acolo în cele din urmă, toate acestea provoacă gelozia, calmul, anxietatea, bucuria, beția de cuvinte și tăcerea tuturor culorilor. Așa este. Na, că am spus-o. Da. Și modalitatea de a nu se îmbăta de plăcerea pe care o oferă asta. Modul de a se vedea adorată fără a întoarce capul spre tine. Eu personal, dragă Arlechin, eram, cum să spun, la fel de prost ca toți ceilalți amanți. Mă credeam un mic geniu. Nu, nu râde, eram la fel de prost. Mă credeam un mic geniu. Meritul meu mă uimea. Ah, ce mizerabil ca totul să se reducă la atât. Astăzi mă uimește, dragul meu, propria mea prostie. Omul genial din mine a dispărut și în locul lui am descoperit un om păcălit, un om înșelat, un om prost. Domnule Lelio, ei bine, ce mi-e tandea, ce mi-e mandea. Iată povestea mea. Yeah. Domnule Lelio, vă mărturisesc. Așa. Și eu am fost tot la fel de prost ca și dumneavoastră. Se poate? Da, ați făcut un portret care ar stârni invidia originalului. Mojic ce ești. Nu ai spus tu că femeia era amabilă, că era tandră și spirituală? Păi da, și nu este totul atât de frumos? Nu! Nu, ce tot vorbim noi aici, totul este îngrozitor. Bine, 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 vreți să mă atrageți în cursă? Nu, nu, acestea sunt instrumentele chinului nostru. Spune-mi, biet băiat, dacă tu ai fi găsit în drumul tău mai întâi niște bani, bani,
Da, apoi, puțin mai departe, aur. Aur. Apoi, cum să spun, niște perle. Perle. Iar toate acestea te-ar fi condus în grota unui monstru, a unui tigru uriaș. A ce vrei tu? N-ai fi urât banii, aurul și perlele? Deci bani, aur... Și perle, am înțeles. Domnule Lelio, eu nu sunt atât de dezgustat. Aș fi considerat asta un lucru bun. Nu era decât nenorocitul de tigru pe care nu l-aș fi dorit. Dar aș fi vârât repede în buzunare câteva mii de scuzi, aș fi lăsat restul și aș fi luat-o la sănătoasa după aia. Da, dar nu știai că la capăt se află un tigru. Și dacă nu ai fi luat măcar o coroană, nimic nu te împiedica să vezi și restul, nu? La dracu! E mare păcat! E o comoară trădătoare dacă se află pe acest drum. La dracu! Să plece la diavol cu animal cu tot! Copilul meu, acești bani pe care tu îi găsești în drumul tău sunt, atenție mare, frumusețea, adică... Frumusețea? Adică argumentele unei femei care te oprești în drum. Aurul că te mai întâlnești. Speranțele pe care ea ți le oferă, nu? Da. În sfârșit, perlele sunt inima ei care te abandonează cu toate sentimentele tale. Opriți animalul, opriți animalul! Tigrul apare în cele din urmă după perle și acest tigru este un caracter perfid, aflat chiar în inima iubitei tale. El se arată, îți frânge inima, te sfârșie. Adio plăceri, te lasă la fel de mizerabil pe cât ai crezut că ești de fericit. Un prost! Este tocmai fiara pe care Margot a aruncat-o asupra mea. Căci ai iubit banii, aurul și perlele. Ascultă, Arlechin. Da, domnule Lelio. La tine tu încă o mai iubești? Spune nu. Spune nu. La dracu, domnule. Eu nu m-am gândit la diavolul care m-a așteptat la capătul drumului. Așa. Când cineva nu a studiat, nu vede dincolo de nasul său. Atunci când vei fi tentat să te întâlnești cu femei, amintește-ți întotdeauna de tigru și privește-ți emoțiile inimii ca pe o nenorocire care te va duce pe drumul greșit și te vei pierde. Așa este. Domnule, iată ce am să fac. Spune. Eu renunț la toate femeile. Bravo! Și la toate comorile din lume. Bine! Și... merg să beau un pahar pentru a-mi întări gândul cel bun. Ce mai vrei de la mine, Jacqueline? Domnule Lelio, treaba este că aș vrea să vă vorbesc despre o mică afacere. Despre ce este vorba? Treaba e că nu vreau să vă supăr, da? Vă veți supăra, domnule Lelio. Hai, spune, Jacqueline! Domnule, dumneavoastră ați zis nu de multă vreme că nu ați dori ca eu să am drăguți. Nu, eu nu vreau să mai văd îndrăgosteli în casa mea. Apoi, domnule, aș vrea să vă cer un mic parvilegiu. Ce e aia parvilegiu? Adică, domnule, cu deosebit respect, dar inima mea se zbate. Hei, inima ta bate pentru cineva? Ei, iată o mărturisire frumoasă. Și cine este nătărăul care e îndrăgostit de tine? Hei, eu sunt acela, domnule Lelio. Despre tine e vorba, meștere Pierre. Te-am crezut mult mai rezonabil. Ei bine, Jacqueline, pentru el îți bate inima? Da, domnule, e mai bine de 2 ani de când mi s-a întâmplat asta. Dar gândește-te și dumneata, eu sunt mândră de naturelul meu. Domnule, sincer, treaba e că mă găsește drăguț. Dar dacă n-ar fi făcut nazuri, de mult aș fi făcut pasul. Ești nebun, meștere Pierre! Jacqueline-a ta te va lega la țăruși din prima zi, crede-mă! Nu te atașa de ea deloc! Lasă o baltă, vezi-ți de necazul tău! Bun! Iată ce povești părtinitoare faceți acolo, domnule! Ce credeți? Că eu sunt ca giruetele din Paris, care se mișcă la fiecare suflare de vânt? Hai, da-de! Păi, dacă e cineva dintre noi doi care stă acolo unde ziceți, el va fi cel care mă va pune, nu eu pe el.
În orice caz, domnul nostru, dați-mi măcar o mică permisie de căsătorie. Din acest motiv mi-am luat libertatea de a vă deranja. Da, domnule, acela e totul bine ce este. Și Jacqueline a avut teamă că nu va primi aprobarea dumneavoastră, dar din dragoste, pentru că ea v-a servit și pentru tasul și pentru măsa care v-au servit când nu erau încă morți. Așa că, domnule, scuzați-mi importunența, impertinența. Este că noi suntem săraci și, sincer, puteați să-i o tăiați scurt. Meștere Pierre! Jacqueline, opriți-vă că te-am căniți de o oră! Domnule, acum eu am oarece speranță că ne veți da câte ceva pentru căsătorie. Adică ceva acolo. Fie! Voi vedea! Voi face ce voi putea ca să fii mulțumită. Acum lăsați-mă în pace că sunt zăpăcit. Domnule! Domnule Lenio! Da, spune, dragă. Dragul meu stăpân, am o veste rea. Foarte. Despre ce este vorba, Arlechin? Domnule Lelio, ați auzit vorbindu-se de... Despre cine? Contesa. De Condan? Care a cumpărat de peste un an o casă frumoasă. Așa? Aproape de a dumneavoastră. A... Ha? Da, am auzit. Aha. Și ce-i cu asta? Ei bine, mi s-a spus că această contesă, da, este aici și că vrea să vă vorbească. Eu am o părere proastă despre ea, să știți. Trace mereu femeile. Mă uit în jur și numai femeile. Ce vrea de la mine? Nu știu nimic. Da, mi s-a spus că este frumoasă. Nu e adevărat. Și văduvă. E adevărat. Pumpariu, pumpariu că ea este înclinată să facă rău. Iar eu sunt înclinat să o evit. Da. Nu mă îngrijorează nici frumusețea, dar nici văduvia ei. Oh, să vă țină cerul într-o asemenea bună dispoziție. Sous les ponts de Paris, on y va. Ce ai? Ce ai? Ce ai, Arlechin? Se spune că... Ce? Se spune că are și o servitoare cu ea. Iată, domnule Lelio, m-au apucat emoțiile deja. Ce interesare! Ți-e frică de o femeie? Mie? Nu sunt drace! Domnule, da, eu cred în dumneavoastră și în sprijinul dumneavoastră. Așa. Da. Arlechin? Da. Tu te uiți unde mă uit eu? Da. A, ce vezi acolo? A, nu, nu acolo, acolo sunt păsăricele alea două. Acolo, în dreapta. Acolo? Acolo. Aha. Sunt cele două care se plimbă? Da. Adică contesa și servitoarea? Da. Să ne retragem, fugim. Fugim. Un tânăr sălbatic. Da. Mă refer la stăpânul tău. Doamnă contesă, cum să vă spun? Un cuvințel, vă rog, domnule. Da. Aș îndrăzni să vă întreb. Da. De unde vine această ferocitate? Atât la dumneavoastră, cât și la stăpânul dumneavoastră. Din cauza unui proverb care zice că pisica opărită se teme și de apa rece. Vorbește mai clar, domnule. Pentru ce fuge de noi? Din cauza că știm cât valorează curtea făcută unei femei. Observați, doamnă contesă, că nici nu îndrăznește să ne privească. Să mergem. Să mergem. Ridicați-vă privirea în sus. Așa, Columbin? E perfect. E perfect, doamnă contesă, ca să realizeze prostia pe care tocmai a făcut-o. Vai de capul meu, ce frumoasă e. Columbin, lasă-l în pace. Cred că este imbecil. Contesă, și eu cred că este rău.
Spune, domnule, despre ce e vorba. Acest lucru se datorează faptului că stăpânul meu a făcut un jurământ de a fugi de femei, pentru că ele nu valorează nimic. Impertinent. Nu este greșeala voastră, ci a naturii care v-a construit așa. Și eu voi proceda la fel. Noi am suferit ca niște mizerabili din cauza spiritului vostru frumos, a frumuseții voastre și a inimii voastre tandre. Drace, ce istorioară lamentabilă. Și cum vei rezolva problema în ceea ce mă privește? Eu sunt o nebunatică și am chef să te umilesc. N-am scăpare. Prietene? Da, da, doamne contesa. Mergi și spune-i stăpânului tău că nu mă interesează bărbații. Nu? Dar aș dori să-i vorbesc. Da, da, văd că mă așteaptă. Merg să-i spun, merg să-i spun. Domnule Lelio. Da? Doamna zice că nu-i pasă de dumneavoastră. Nu aveți decât să veniți ca să vă spună un cuvânt. Cred că m-ar spânzura dacă m-aș lăsa. Hai să mergem, dragă, hai să mergem. Da. Doamnă, pot să vă fiu de folos în vreun fel? Domnule, da, vă cer scuze pentru insistență, dar nepotul fermierului meu se va căsători cu o țărâncuță care se află în serviciul dumneavoastră. Da. Și le este teamă că nu veți consimți la această căsătorie. M-au rugat să vin să vă spun ca să-i ajutați, așa cum voi face și eu la rândul meu. Iată, domnule, tot ce aș fi avut să vă spun atunci când v-ați retras. Doamnă, voi respecta întocmai recomandarea dumneavoastră și vă rog să mă scuzați că atunci am dispărut. Dar vă mărturisesc că faceți parte din sexul despre care am crezut că este necesar să nu mai am nicio relație cu el toată viața. Păi iertați-mă, poate vi se va părea puțin bizar, dar nu vreau să mă justific, pentru că încă mai am puțină politețe. Mi-ar fi frică să încep un subiect care mă pune întotdeauna într-o situație dificilă. Iar dacă aș vorbi, s-ar putea, fără voia mea, să am o atitudine care v-ar displăcea. Iar din respect vreau să vă cruț. Să moară mama. Doamnă contesă, acest discurs nu vă pune fierea în mișcare? Ascultă, domnule. Da? Toți renegații sunt răi. Foarte bine. Vei veni într-o zi și vei cerși milă și te vei târâ la picioarele stăpânilor tăi, iar ei te vor servi ca pe un șarpe. Eu? Da, așa trebuie să se facă dreptate. Dacă doamna contesă nu ar fi fost prezentă, ți-aș fi zis clar că nici nu mă tem și nici nu te iubesc. Nu vă jenați, domnule. Tot ceea ce am spus aici nu are nicio legătură cu dumneavoastră. Dumneavoastră sunteți în afara ariei interesului nostru. Perfect. Da. Ei, fiindcă am ajuns aici, pot să vă întreb de ce sunteți atât de pornit împotriva femeilor? Doamnă, dați-mi voie să nu vă spun. Este o poveste din care este exclusă femeia. Cred că am ghicit, domnule. E vorba despre o infidelitate care v-a adus în această stare. Da, doamnă. Doamnă, este o infidelitate, dar știți cum, una groaznică, detestabilă. S-o luăm mai ușurel. S-o luăm, doamnă. Amanta dumneavoastră a încetat să vă iubească pentru a iubi pe un altul? Păi vă îndoiți, doamnă, simpla infidelitate ar fi insipidă și fără godimentele perfidiei nu ar tânta o femeie. Vai, sunteți un fost? Adică ea iubea pe un altul? Da, doamnă, sunt un fost. Și sunt și, ca să zic așa, un viitor fost.
Voi mește sunt totuși femei, iar acțiunile lor trebuie cunoscute de către toată lumea. Micul pârâcios. Da, amanta dumneavoastră, să știți că este o nedemnă și trebuie disprețuită. De acord, o disprețuiește. Îi spate la mine. Da, bineînțeles, nu este nevoie să se împuște. Domnul este un obraznic. Am crezut la început că doamna s-a plictisit de dumneavoastră și de dragostea dumneavoastră și aș fi iertat-o pentru nebunia pe care a făcut-o să vă iubească. Când vă spun asta, mă refer la oameni în general. Nu întotdeauna primești ceea ce dorești. Cum, doamne? Adică, după părerea dumneavoastră, nu înseamnă nimic dacă încetezi să mai iubești un om? Dimpotrivă, foarte mult. Să încetezi să mai iubești un om înseamnă, după părerea mea, așa? Să-și recunoască greșeala, să se pocăiască, să îi fie rușine, să simtă mizeria idolului pe care l-adora și să-și recapete respectul de sine. Nu, văd bine că noi nu ne înțelegem deloc. Asta... Dacă amanta dumneavoastră nu ar fi făcut decât să renunțe la atașamentul său ridicol, nimic nu ar fi fost mai lăudabil. Dar ca să schimbe obiectul pentru a vindeca o nebunie doar printr-o extravaganță, și aici să știți că sunt de acord cu dumneavoastră. Ceea ce a făcut acea femeie este mizerabil. Amant pentru un alt amant? Asta e dezonorant. Să schimbi obiectul? Vă mărturisesc, doamne, că nu mă așteptam la această situație mizerabilă. Ar fi necesare astfel de conversații ca aceasta pentru a face un lucru rezonabil. Doamne, se vede că sunteți supărată, doamnă contesă. Eu? Domnule Lelio? Nu am a mă plânge de oameni. Eu nu-i urăsc deloc. Foarte bine. Trace, biata creatură. Ea este, pentru cine o observă, mai mult comică decât demnă de ură. Dar ce are ea de ea atât de comică? Mie nu-mi vine. Ce are ea de ea atât de comică? Da, exact. Vă întrebați ce are comic creatura dumneavoastră, care pentru propriul său confort Așa. A avut nevoie să-și prezerve privilegiul de indiscreție, de impertinență și de automulțumire? Credeți-mă, domnule, dumneavoastră nu vă dați seama de propria dumneavoastră poziție. Da. Mizerabilă. Aș îndrăzni să vă spun. Da. Vă văd foarte iritat împotriva femeilor. Da, am o iritație. Sunt poate cea mai puțin amabilă dintre toate. Da. Înfricoșat că sunteți ghinionist? Iar datorită transformării grotește a spiritului, îmi oferiți comedia. Eu cum să vă sfătuiesc să nu mă faceți să plătesc acest tribut al nebuniei. Adio, bieți mielușei pierduți. Plec să continui conversația cu Arlechin. Cât despre voi, doamnă contesă? Domnule Lelio? Da. Cerul să vă aibă în pază. De ce? Va fi interesant să vă aud retractând ce a spus mai devreme. Asta-i. Eu vă aștept. Nebunie. Vă părăsesc, domnule. De ce? Da? Trebuie să dau niște ordine. Dați-le, doamne. Nu uitați, vă rog. Da. Recomandarea mea pentru cei doi țărani. Nu, cum am să... Doamnă conte... Doamnă contesă, doamnă... Acest lucru este unic. Ce spui, Columbin? Eu observ că cel puțin de un sfert de oră ne plimbăm fără să scoatem un cuvânt. Între două femei? Asta nu e în regulă. Ne simțim noi bine? Da. Nu găsesc să spun nimic extraordinar despre mine. Vă văd
destul de visătoare. Din cauză că mă gândesc la un lucru. Să vedem despre ce e vorba. În funcție de lucrul la care vă gândiți, voi estima natura tăcerii dumneavoastră. Mă gândesc că nu este necesar să-l văd atât de des pe Lelio. Despre Lelio e vorba. Tăcerea dumneavoastră nu este atât de frumoasă pe cât gândeam eu. Nici a mea, pe drept cuvânt, nu este mai meritorie. Lasă. Da, am păstrat tăcerea cam din aceleași motive. Eu nu visez la Lelio, dar când sunt în preajma acestuia, eu visez la valetul acestuia. Poftim? La Arlechin. Ce vrei să zici, Columbin? De ce este rău să mă gândesc la ce mă gândesc? Nu, nu e vorba de niciun rău, doamnă contesă. Dar de ce considerați că nu e necesar să vă vedeți atât de des cu Lelio? Da, să știi că nu am alt motiv să vorbesc cu el decât despre căsătoria celor doi tineri. Nu mi-a spus ce vrea să-i dăruiască fetei. Să știi că sunt interesată ca nepotul fermierului meu să aibă oarece avantaje. Nu, chiar fără să vorbim, Lelio poate să mă informeze cu privire la intențiile sale și eu pot să-l informez despre intențiile mele. Da, să vă imaginați, este destul de plăcut. Nu faci niciun comentariu la ceea ce ți-am spus, domnișoară Columbin. Mă îndoiesc că dumneavoastră nu vă îndoiți de cele spuse. Dar iată că vine cel despre care vorbim. Taci, Columbin, te rog, ține acest bilet. Pentru cine? Pentru Lelio. Este vorba despre acea țărâncuță și aștept răspuns. Da. Un bilet pentru domnul Lelio, pentru a nu da naștere la vreo glumă. Dar acestea sunt precauțiile unei judecăți serioase. Columbin, te rog, fă ce ți-am spus. Doamnă, acesta este începutul unei maladii. Inima dumneavoastră se află la primul acces de febră. Stați! Biletul nu mai e necesar, pentru că îl văd pe Lelio apropiindu-se. Doamne, eu mă retrag. Fă-ți datoria, Columbin. Înțeleg pentru ce se retrage doamna contesă văzând că vin. Domnule? Da? Stăpâna mea a considerat să reducă convorbirea la acest bilet. Iată-l. Da. La țară, spiritul este ingenios. Un bilet? Uite, eu nu remarc finețea pe care a avut-o să mă lase aici când am ajuns deja ca să vorbim prin scrisori. Trebuie să merg să luăm hotărârile în privința servitorilor noștri. Acestea sunt motivele, nu? Domnule Lelio. Da. Ce zi? Vă sfătuiesc să-i răspundeți tot printr-un bilețel. Va fi foarte amuzant. Un bilețel împăturit. Da. Să citim, domnule, de când ne-am despărțit, am reflectat și am ajuns la concluzia că e inutil să ne vedem. Asta e tot? Nu. Păi da, sigur, e perfect inutil și eu gândesc la fel. Continuăm, prevăd că acest lucru vă va deranja și eu, care nu sunt deranjată că rămân singură, virgulă, aș regheta să vă deranjez. Asta e tot. Nu? Aveți dreptate, doamnă. Vă mulțumesc pentru atenție. Nu e tot, continuă. Vă amintiți de rugămintea pe care v-am făcut-o în privința căsătoriei celor doi tineri? Nu a pus semnul întrebării. Vă rog să aveți bunăvoința de a răspunde pozitiv. Cu plăcere, doamnă. Am să vă răspund. Nu veți aștepta deloc. Iată femeia cu cel mai puternic caracter pe care am văzut-o în viața mea. Dacă aș mai fi capabil să iubesc, dar nu sunt. Dacă aș mai fi, ia
ar fi aleasă. Domnule Lelio. Da, da, iertați-mă. Stăpâna mea așteaptă răspuns de la dumneavoastră. Da, da, să aștepte, da, adică vreau să zic că am să-i răspund doamnei contese. O să am grijă, domnișoară Colombin, să-i răspund doamnei contese, nu-i așa? Arlecchino? Da, stăpâne. Ai spus da, stăpâne? Da. Arlecchino, eu sunt sigur că ai remarcat că doamna contesă nu are nimic pentru mine. Ba da, stăpâne. Ba da? Da, tocmai am remarcat că vă iubește. Visezi, Arlecchino? Nu, nu. Și am remarcat că și dumneavoastră, o iubiți. Și dumneavoastră o iubești. Da, da. Eu o iubesc? Da. Ei, eu o iubesc. Află-te, rog, de la Colombin în ce dispoziție este, ca să știu cum stau. Am înțeles. Și dacă, în ciuda aparențelor, în inima ei se află măcar o umbră de sentiment pentru mine, atunci îmi iau calul și plec repede. Am înțeles. Deci, și mâine, care va să zică, plecați spre Paris. Cine ți-a spus așa ceva? Dumneavoastră, acum câteva secunde. Eu? Da, dar... Memoria vă joacă feste. Memoria, da. La fel ca și mie. Da, suntem niște nememorați. Da. Domnule Lelio. Da. Vreți să vă spun de adevăratele? Vreau. Domnule Lelio. Se vede de la o poștă că inima vă freamătă. Nu freamătă. Ba da, vorbiți de unul singur, țineți discursuri lungi de 10 leghe, vreți să plecați în Turcia. În Turcia. Vă puneți cizmele, apoi le scoateți, plecați, rămâneți. Când neagră, când albă. Turcia e bine. Dar când nu știți nici ce ziceți, nici ce faceți, asta nu-i de joacă. Nu e, da. Și eu ce să fac? Ce să fac? Te duci când în văd Turcia cu stăpânul tău. Da, când văd că stăpânul meu își pierde rațiunea și a mea îi se alătură. Ți-am spus, Arlechin, că nu am decât o simplă curiozitate. Da. Adică să aflu dacă se întâmplă ceva, vreun proces în inima contesei și pun pariu pe 10 scuți că am intuit bine. Hai să încercăm să aflăm. Stăpâne, vă repet. Așa. Colombin m-a prins în mrejele ei. Băi, de capul dar meu. Simt asta. Ascultă, după toate câte te-am învățat, bietul meu Arlechin, dacă ești atât de violent în a nu iubi pe fata asta, înseamnă că nu te-am sfătuit niciodată imposibilul. Stăpâne, da. Mă duc să-ți îndeplinesc porunca. Așa. Să o întâlnesc pe Colombin. Așa, da. Eu nu vreau să o iubesc. Foarte bine. Dar, da. Dacă întâmpin atâtea dificultăți să-mi reprim sentimentele, să știi, stăpâne... Eu mă voi lăsa dus. Da, sigur, lasă-te. Da. Să fii îndrăgostit și să nu fii. To be or not to be. Da. Mai bine dau cinstea pe rușine. Ah, mizerabil! Îmi place mai mult să fiu mizerabil, un mizerabil vesel, așa, da. Decât unul trist. Stăpâne Lelio? Da. Adio. Da, adio, pa. Merg să muncesc pentru dumneavoastră. Așa, da, du-te, așteaptă, Arlecchino, așteaptă. Nu cred că țin neapărat să mergi acolo. De ce? De ce, nu știu, din cauza că ce aș putea să aud nu mi-ar fi de folos. Aha. Dacă mă iubește, dacă mă iubește, are vreo importanță? Păi, dacă ea nu mă iubește, nu am nevoie să știu. Mai bine să nu aflu. Dacă eu mă îndrăgostesc, așa. Aș vrea să mă consolez cu ideea că și dumneavoastră sunteți îndrăgostiți. Știți cum e proverbul? Da, așa valet, da. Așa stăpân. Da, sigur, exact. Nu mă deranjează deloc să fiu ridicol, fiindcă semăn cu dumneavoastră. Am un aer, nu de ridicol. Dacă contesa vă iubește, da. Voi veni iute să vă spun. Mai să vii repede. Dar din fericire dumneavoastră sunteți deja... avansat în sentimente. Și asta vă mărturisesc
îmi face mare plăcere. Nemernicule, și mie. Aici nu e. Nici aici. Doamne, dar unde-o fi? Dar ce văd? Contesa umblă pe iarbă. Lelio! Ce spune? Ia te uită! Ea a fugit de mine, iar dacă eu mă retrag, va crede că-mi iau revanșa și procedez exact la fel. Deoarece nu este cazul, mai bine să par că sunt indiferent. Mai bine să visăm. N-am decât să nu-i vorbesc așa ca să respect condițiile impuse în bilet. Ia să-mi... Incredibil! Nu găsesc nimic. Doamna contesă, această apropiere îmi displace și cred că ar fi mai bine dacă aș pleca. Mai bine plec. Așa. Domnule! Firar să fie, asta e prea mult, doamnă. Mi-ați făcut onoarea de a-mi scrie că ar fi inutil să ne revedem și eu am considerat că gândiți corect. Eu v-am respectat dorința, însă eu mă aflu aproape de dumneavoastră. Acum, doamnă, veniți spre mine și eu mă simt neliniștit fără să fi greșit cu ceva, credeți-mă. Oh. Mon Dieu. Da. Din păcate, domnule, nu v-am văzut. Dar după ce v-am zărit, da, să știți că nu am ezitat să mă apropii de locul în care vă aflați și nu m-am abătut din drumul meu din cauza dumneavoastră. Aha. Cu toate acestea, vă spun că exagerați condițiile pe care le-am scris în bilet. Adică? Domnule, asta nu înseamnă să ne urâm, să fim odioși. Da. Mă rog, dacă accesele dumneavoastră de ură pentru toate femeile sau pentru mine sunt astfel explicabile, nu e din vina mea. Da. Îmi pare rău că v-am văzut, fiindcă mi se pare că suferiți. Eu? Și eu sunt necăjită. Da. Dar calea vă e liberă. Ascundeți-vă, depărtați-vă de mine. Doamne. Cât despre mine, eu care nici nu vă urăsc, nici nu vă iubesc, nu am nici durere, dar nici plăcere să vă văd, să știți că îmi sunteți perfect indiferent. Da. Ca și cum nu v-ați afla aici. Ia te uite. Da. Eu îmi caut portretul pentru că am nevoie de câteva mici diamante care ornau cutia și pe care voiam să le trimit la Paris. Aha. Dar Columbina a pierdut-o. Ia uite ca să vezi. Iată de ce caut pe aici. Dacă cumva ați văzut-o sau ați găsit-o, nu, n-am. Vă rog, domnule, să-mi o returnați. Nu, adică poate aș fi avut fantezia să o căutăm împreună, fiindcă vă aflați aici, dar nu mi-am imaginat că prezența mea vă deranjează. Nu, adică acum că știu, nu vă mai rog. Plecați repede, domnule, că eu voi continua să caut. Doamnă, nu văd de ce aș fi deranjat. Rămân, dacă pot să vă fac un serviciu. Merg să caut împreună cu dumneavoastră. Nu, domnule. Să căutăm, doamnă. Nu, domnule, nu vă contraziceți singur. Puteți pleca. V-am spus că dumneavoastră mă urâți? Da, sigur, adică... V-am spus și dumneavoastră nu m-ați contrazis. Da, mă, adică... Plecați, domnule, sau plec eu? Da, la dracu, doamnă, e prea mult pentru o singură zi. Și biletul și discursul, totul seamănă. Adio, deci, doamnă, sluga dumneavoastră. Adio, hei, firana. Domnule! Da, ce spune? Sluga dumneavoastră. Sluga, sluga! Apropo, acest prost care pleacă nu a spus explicit în biletul său ce i-ar da servitoarei sale ca dar de nuntă. Mi-a zis simplu că va vedea ce va face. Oh, doamne, nu am umor ca să-i mai scriu. Mă distrez pe seama urii sale, dar nu trebuie să vorbească cu mine. Mă duc să-l caut. Doamne, ce vreau să... Ce? Ați revenit, domnule Lelio? V-ați speriat? Da, da, doamnă, am revenit, iată, am ceva să vă spun și pentru că sunteți aici, m-am gândit să facem economie de bilete și eu și dumneavoastră. Foarte bine, despre ce este vorba? Despre faptul că nepotul fermierului dumneavoastră nu trebuie să mai conteze pe Jacqueline. Doamnă, asta trebuie să vă facă plăcere, căci astfel se sfârșește afacerea forțată pe care o avem împreună. Afacere forțată? Da. Sunteți un om dificil, domnule Lelio, iar exprimările dumneavoastră sunt absolut naive. Dar mă rog să trecem mai departe. Pentru ce vă rog, Jacqueline, nu-l mai vrea pe acest tânăr? Nu înțeleg ce înseamnă acest capriciu.
Ce înseamnă un capriciu? Păi vă întreb pe dumneavoastră, doamnă. Nu am asemenea obișnuințe, iar dumneavoastră îl veți defini mult mai bine decât mine. Domnule, capriciu, ați putea să mă lămuriți dacă doriți. Este aparent opera dumneavoastră. Eu, să știți că m-am implicat în această căsătorie, în schimb pe dumneavoastră v-a obosit și ați oprit totul. V-am obligat să luați în considerare acest eveniment. Eu, doamnă? Eu? Da, domnule! Nu era necesar să faceți acest lucru. Acum eu nu văd ce e rău în faptul că v-am rugat un lucru mărunt. Nu condamn la alții ceea ce eu nu doresc și chiar dacă întâmplarea face să ne găsim aici, acum, dumneavoastră, nu mă veți mai vedea vreodată. Dacă am să pot să fac asta. Mă îndoiesc, doamnă, mă îndoiesc. Și pentru ce vă îndoiți? Nu știu, dar mă îndoiesc. Sincer, doamnă, eu nu vă înțeleg. Dumneavoastră ați rupt orice legătură cu femeile. Da. Eu cu bărbații. Perfect. Este adevărat că nu v-ați schimbat sentimentele? Da. De unde ideea că eu mi le voi schimba? Păi, gândiți-vă la asta. Da. Țineți cont de faptul că supărarea mea poate că e mai importantă decât a dumneavoastră și că nu-mi voi schimba părerea. Ei, doamnă, m-ați copleșit cu atâtea dovezi și nu mai e cazul să aduceți altele în plus. Totul s-a terminat. Nu vă mai gândesc la nimic, vă asigur. Ce spuneți, domnule? Că nu vă gândiți la nimic? Desigur. Am înțeles. Dar tonul pe care ați rostit pare că mă veți anunța o veste foarte tristă. Ei bine, domnule, nu mă veți iubi niciodată. Este trist? Ha, da, înțeleg. Acum văd bine. V-am scris că ar trebui să nu ne mai vedem. Pot să jur că ați crezut că inima mea bate mai tare. Da. Bineînțeles că ați bănuit că am o slăbiciune pentru dumneavoastră. Mamă, m-ați asigurat că dumneavoastră nu simțiți nimic pentru mine. Da. Credeați că o să mor. Credeați, domnule Lelio. Credeați! Vă spun eu, nu vă apărați. Bine. Speram că mă veți distra iubindu-mă, însă ați făcut altă mișcare. Ce mișcare? Eu nu pierd nimic și vă găsesc foarte distractiv așa cum sunteți. Pe cinstea mea, doamnă, nu ne vom plictisi împreună. Dacă vă fac să râdeți, nu sunteți o ingrată. Ați sperat ca eu să vă amuz, dar nu mi-ați spus că sunt obiectul distracției. Fie ce-o fi, ne despărțim. Nu-mi place comedia prea lungă și eu nu sunt nici actor, nici spectator. Adio! Ascultă, domnule. Da, spuneți. Trebuie să recunoașteți că un alt bărbat în locul dumneavoastră, care se crede iubit, mai ales când nu iubește, se oprește, domnule. Se da, un alt bărbat, doamnă, ați observat corect. Nu pot să cred că dumneavoastră mă iubiți, doamnă. Nu pot să cred. Mă tratați rău și văd că vă place. Nu faceți uz de pretexte. Mai întâi v-am dezamăgit și am remarcat asta. Și dacă v-aș fi iubit dintre toți bărbații care v-ar fi putut iubi, eu aș fi fost cel mai umilit, cel mai batjocorit, cel mai de plâns dintre toți, doamnă. Incredibil. De unde v-a venit această idee? Așa, din alt. Vă înșelați. Aș fi fost tristă dacă m-ați fi iubit. Pe cuvânt. Pentru că eu am hotărât să nu mai iubesc. Chiar dacă am spus ceva, cred, domnule, că este de datoria mea să vă stimez. Nu pot să cred. Sunteți nedrept. Așa. Să știți că am discernământ. Da. Dar la ce bun să faceți asemenea presupuneri? Ce presupuneri? Că dacă m-ați fi iubit, v-aș fi tratat mai rău decât pe un altul. Presupunerea, domnule, este inutilă. Pentru că nu doriți să țineți cont de manierele mele. Ce importanță mai are pentru dumneavoastră? Trebuie să vă fie indiferent. Dumneavoastră, nu mă iubiți. Chiar dacă eu m-am gândit... V-ați gândit? Vă rog, nu e niciun pericol, doamnă. Dumneavoastră mi-ați oferit doar prietenia, nu vă cer altceva. Nu am nevoie decât, nu-i așa, de prietenia dumneavoastră. Așa că nu aveți de ce să vă temeți. Ei bine, domnule, da? Pentru că nu aveți nevoie decât de prietenie, da? Eu sunt încântată. Foarte... Vă acord prietenia mea? Da. Și astfel mă voi simți mai puțin jenată alături de dumneavoastră.
alături de mine. Mai puțin jenată? Pe cinstea mea, doamnă, nu trebuie să fiți deloc jenată. Cântărind situația, cred că am face mai bine să urmăm condițiile impuse prin biletul dumneavoastră. Din toată inima. Atunci, domnule, da? Să nu ne mai vedem. Să nu ne mai vedem. Eu dăruiesc 100 de pistoli nepotului fermierului meu. Când îmi veți da de veste ce doriți să-i dăruiți fetei, da? Voi veni și voi subscrie la această căsătorie, pentru că această ruptură ridică obstacolele dintre noi. Le ridică, doamnă, da. Sigur. Să rămânem necunoscuți unul altuia. Da. Uit că v-am văzut. Nu am să vă mai recunosc mâine. Adică mâine ne întâlnim și dumneavoastră? Nu, eu, doamnă, eu însă am să vă recunosc toată viața. Nu vă voi uita niciodată. Purtarea dumneavoastră îmi va rămâne vie în memorie pentru totdeauna. Am înțeles, îmi veți da locul pe care doriți să mi-l dați, iar eu nu am ce să-mi reproșez. Purtarea mea este aceea unei femei rezonabile. Ar să fie, doamnă, sunteți o doamnă rezonabilă la momentul potrivit. Dar îmi dați scrisoarea odată cu propunerea de prietenie. Acest lucru este de neconceput. Domnule. Astăzi sunt prietenul dumneavoastră, mâine nu mai sunt. Eu nu sunt ca dumneavoastră, doamnă, eu sunt gelos și în prietenie și în dragoste. Așa că nu ne putem pune de acord. Asta eu sunt gelos, doamnă. Adio, domnule. Adio. Vorbiți cu un aer destul de degajat și aproape ofensant. Eu degajat? Dacă aș crede ce a spus Colombin și dacă mă uit în ochii dumneavoastră, săresc ceva. Ce să râzăm? Chiar dacă totul s-a sfârșit. Un moment, doamnă, un moment, vă rog, doamnă, faceți parte din acea categorie care vede ceea ce crede că îi convine. Simt o deosebită plăcere să vă dau dreptate. Colombin v-a spus mai multe. Ea este așa o vizionară. Nu numai în ceea ce mă privește pe mine, dar și pe dumneavoastră, doamnă, vă avertizez. Nu mai credeți niciodată ce vă spun slugile. Cum? Mi-a zis o grămadă de lucruri. Ce spuneți, domnule? Colombin v-a spus? Sigur că mi-a spus, a venit la mine. Impertinenta! Da. Veți vedea acum ce se întâmplă. Să nu o bate. Colombin? Colombin, Colombin, da. Vino încoace. Da, aici se va, doamnă. Doamne, ce doresc eu? Dacă nu vreți nimic, mă retrag. Te rog, vorbește, Colombin, ce i-ai spus domnului despre mine? Discursuri foarte sensibile, după părerea mea. Mi se pare o mare îndrăsneală să spui ce trece prin creierașul tău și să tragi concluzii nebunești despre sentimentele mele. Și aș vrea să te întreb, cum ai observat că eu îl iubesc pe domnul și cine ți-a spus asta? Păi nu e adevărat! Vă jur că eu am crezut ce am spus. Și am spus spre binele situației. Incredibil. Asta pentru a scurta drumul unuia spre celălalt. Pentru că amândoi ați ajuns în același punct. Da. Și dacă se va întâmpla, ce se va întâmpla? Eu n-am făcut niciun rău. Cât despre dumneavoastră, doamnă, pot să vă explic din ce cauză am crezut că iubiți. Cât simte râzic? Să vorbești. Eu acum mă simt jenat, fiindcă sunt motivul acestei explicații. Puteți fi sigură că ceea ce mi-a spus nu m-a impresionat. Nu, doamnă, dumneavoastră nu mă iubiți. Eu sunt convins de asta și vă voi mărturisi în sala în care mă aflu că această convingere mi era absolut necesară. Vă las! La revedere! Dacă cei doi țărani se vor înțelege, voi vedea ce pot să fac pentru ei. Pentru că sunteți interesată de căsătoria lor, îmi va face plăcere să o grăbesc. Și dacă voi avea onoarea să vă pot oferi pe loc răspunsul meu, o voi face dacă îmi permiteți. Adio! Cerule! Oare ce îmi spune el? Și de ce sunt emoționată de ce am auzit? Această convingere mi este absolut necesară. Nu, asta nu înseamnă nimic și eu nu vreau să înțeleg nimic. Dragostea noastră s-a făcut mare. Va vorbi curând în franceza dragostei. Trebuie să-l tratez cu răceală pe Arlechin.
toate diamantele sunt aici. Nu lipsește nimic. Domnul Leliu a păstrat doar portretul. Este o mare plăcere că ați adus caseta. Da. Dar vă returnez, fiindcă ar trebui să o înmânați chiar dumneavoastră, doamnei contese. Da. Adio, sunt grăbită. Ei, Columbin, Columbin! Nu plecați așa de repede. Eu sunt foarte bine dispus. Eu v-am spus ce gândește stăpâna mea despre stăpânul dumneavoastră. La revedere. Stați. Spuneți-mi acum ce gândiți dumneavoastră despre mine. Cred că m-ar deranja dacă aș rămâne mai mult alături de dumneavoastră, domnule Arlechin. Drage, rele gânduri vă trec prin cap. Hai să încercăm să le alungăm, fiindcă asta este o migrenă. Nu am timp, domnule Arlechin. Bine, plecați atunci. Astea sunt maniere. Mă tratați cu domnule. E cinstit? Foarte cinstit. Mă amuzați. Lăsați-mă. Ce ați dorit să fac? Columbin, spune-mi, te rog, cum să mă port. De exemplu, întreabă-mă mici întrebări. Uite așa, să-mi zici. Nu mai zici dumneata. Îmi zici Arlechin. Uite așa, una, alta. Uite, întreabă-mă așa. Ca și până acum. Dacă? Te iubesc. Cine știe, poate răspund că te iubesc. Arlechin. Da. Eu nu mai am încredere. Dacă ai terminat, ai încredere și vei vedea. Nu! Dumneavoastră urâți femeile. Nu! Mi-a trecut! Le iert, gata. Iar eu, începând de azi, mă cert cu toți bărbații. Într-un an sau doi, poate, mă voi acomoda cu acești nătărăi. Ar trebui ca în tot acest timp eu să stau cu brațele încrucișate și să te aștept să vii? Faceți ce doriți. Credeți că mă interesează dacă brațele dumneavoastră sunt încrucișate sau nu? Drăcia dragului! Mă enervez! Blestemat spirit capricios! Ți-aș trage una dacă n-ai purtat bonetă! Te-am auzit! Mă iubești! Îmi pare rău, prietene. Cerul să te aibă în pază. Bracet! Da, Columbin. Da, te iubesc, dar lasă-mă să te iubesc. Iată, mă tratez ca pe un câine. Cum? Mai bine m-aș spânzura. Mă duc să mă îmbăt. Foarte bine. Voi bate mingea toată ziua. Am să-l rog pe stăpânul meu să mă învețe să joc cărți. Voi juca cu el sau voi juca cu mine. Voi dormi decât să stau și să nu fac nimic. O să vezi, Columbin. Hai, du-te! Fugi! Nu, lasă, mai bine fug eu. Mă duc să iau o sticlă ca să încep să beau. Merit să te fac să suferi. Dar sunt generoasă. Da. Tu ai disprețuit toate femeile din Franța, disprețuindu-mă. Eu le reprezint. Trebuie să repare această insultă. În ceea ce mă privește, nu. Eu te-aș părăsi cu plăcere, nu. Dar nu pot trăda interesele și onoarea unui corp atât de respectabil pentru mine. Pentru mine. Dă-i satisfacție. Cere iertare în genunchi pentru toate impertinențele și te voi ierta. Columbin, uită-te la mine. Mă vei mai iubi după această altă impertinență? Umilește-te și vei fi iertat. Uite, Columbin, uite, mă așez în genunchi. Dragi, uite, chiar sunt în genunchi. Îi cer iertare acestui corp amuzant, cum spui, pentru care tu vorbești, Columbin. Spui asta serios? Foarte serios. În acest caz să știi că e interzis să minți. Punct câștigat. De acord. Nu voi spune nici de bine, dar nici de rău. E regulă? Gestul este un pic carnavalesc. Dar corpul nu se formalizează. Sărută mâna. Da. În semn de pace. Și acum o să mă ridic? Ridică-te, da.
Mi se pare că te pocăiești cu adevărat. Da. Da, asta îmi face plăcere. Ah, mă bucur să aud asta. Da, Columbin, cel puțin mă vei iubi? Așa sper, Arlechin. Hai, ridică-te, ridică-te. Da, mulțumesc, mulțumesc. Mulțumesc, draga mea, Columbin. Mă simt mai ușor. Uite, acum mă simt mai ușor decât un fulg. Ascultă, Arlechin. Da? Noi avem interesul să accelerăm dragostea stăpânilor noștri. Trebuie să se căsătorească. Da, 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 cu o condiție. Care? Ca să te măriți și tu cu mine. Tu ai spus, Arlechin? Da. Să nu uităm nimic pentru a-i face să-și spună că se iscă. Da. Când tu îi vei duce caseta contesei, nu uita să-i spui pentru ce stăpânul tău a păstrat portretul. Da, da, da. L-ai văzut cum visează? Am văzut. Acum pleacă. Revin peste puțin timp. Mi-e teamă să nu ne vadă împreună, deși nu ne bănuiește de inteligență. Intenționez să o fac să vorbească. Vreau să fie sigură că-l iubește. Iubirea ei va fi mai puternică atunci când o va mărturisi. Pleacă, Arlechin. Nu. Hai, pleacă. Nu. Da, pleacă. Bine, bine, plec, uite. Am plecat, Columbina mea. Iată-te, Columbin. Mi-ai găsit portretul? Nu știu nimic. Doamnă contesă, merg să-l caut. Stai, tocmai m-am întâlnit cu Arlechin. Da? Nu ați vorbit nimic? N-a avut nimic să-mi comunice din partea stăpânului său? Nu l-am văzut. Doamnă contesă, nu. Nu l-ai văzut pe Arlechin? Nu, doamnă. Dumnezeule, să înțeleg că ești oarbă? I-ai spus vizitiului să-n hamecai la cupeu? Eu? Da, tu. Nu. Dumnezeule, și pentru ce, mă rog? Pentru că n-am cum să ghicesc. Cum să ghicești? De câte ori trebuie să-ți repet un lucru, Columbin? Ceea ce n-a fost niciodată spus nu poate fi repetat, doamnă contesă. E clar. Întrebați pe cine vreți. Da, hai, mare dreptate, Columbin. Cine să știe că voiați să plecați undeva? Eu merg să le anunț pe vizitiu. Stai, nu mai e timp, Columbin. Nu durează decât o clipă, doamnă contesă. Îți spun că e deja foarte târziu. Doamnă, pot să vă întreb unde doreați să plecați? La sora mea, care este la moșie. Intenționam să petrec câteva zile acolo. Și care ar fi motivul acestei plecări? Pentru a mă depărta de Lelio, care spune că mă iubește. Da, fiți sigură, doamnă. Dar acum cred că nu mai este cazul. Cum? Nu mai este cazul? Ești glumeață când îmi spui că nu mai e cazul. Chiar tu, cea de la care am aflat că... Foarte adevărat! Așa am crezut, dar văd că m-am înșelat. Nu, astăzi vrei să mă neliniștești, Columbin. Dar nu asta a fost intenția mea, doamnă contesă. Dar astăzi mi-ai spus numai năzbâti. Dar, doamnă, toată lumea se poate înșela. Columbin, îți spun încă o dată că acel om mă iubește și găsesc că e ridicol să te ceri cu mine. Te avertizez, ești responsabilă pentru această dragoste. Eu, doamnă, mi-a dat mie inima să o păstrez? Are importanță pentru dumneavoastră că vă iubește? Incredibil. Dragostea lui nu contează pentru mine. Să știi că nu-mi fac niciun fel de griji. Dar nu vreau ca oamenii să-și facă o impresie greșită și să nu fiu victima eternă a stupidității voastre. Ăsta e un subiect de ceartă cam tras de păr. Da. Deși e destul de subtil. Într-adevăr, îți admir poveștile. Mai ții minte cum îmi spuneai? Domnul Lelio vă iubește, doamnă. Eu sunt sigură de asta. Scrisorica dumneavoastră l-a rănit? El a primit-o cu tristețe. El a citit-o imediat. El a pălit, el a roșit. Da, spune-mi, te rog, după toate concluziile astea, cine se va îndoi că nu este îndrăgostit? Da, acum îmi spui că nu mai este cazul.
Acum nu-i mai place de mademoiselle oricare ar fi ea. Ea a înțeles greșit. Eu mă bazez pe asta și iau măsuri pentru a mă retrage. Măsuri perdante. Ce măsuri așa de mare ați luat, doamnă? Dacă așa ați hotărât, deși nu este decât o idee, nu deranjează pe nimeni. În final, cu atât mai bine, dacă el nu vă mai iubește. Oh, tu crezi că se potrivește cu ce debitezi tu din capul tău? Cu acel cu atât mai bine? Ar fi fost de dorit ca el să mă iubească, pentru ca reproșurile mele să fie justificate. Sunt dezolată că am acuzat un om pentru o dragoste care nu există. Dar dacă tu te-ai înșelat, pentru ce Lelio m-a făcut să cred că mă iubește? Vorbește, deci? Sau crezi că sunt proastă? Ferească sfântul! Da, ce să înțeleg din discursul pe care mi l-a ținut părăsindu-mă? Uite așa îmi spunea: doamnă, nu mă mai iubiți? Sunt absolut convins și mărturisesc că această condamnare este absolut necesară pentru mine. Dumnezeule, nu este ca și cum ar fi spus tot el: sunt în pericol de a vă iubi, doamnă, și cred că și dumneavoastră ați putea să mă iubiți. Columbin, du-te, du-te, nu știi ce spui. Să știi că este dragoste, acel sentiment. Dar asta e o glumă. Eu voi da acestor cuvinte o altă interpretare, pentru că eu le găsesc echivoce. Of, te rog, păstrează pentru tine această frumoasă interpretare. Nu sunt deloc curioasă. Știți că domnul Lelio fuge de femei. Hai să examinăm ce vă spune. Da? Ce spune domnul Lelio? Dumneavoastră nu mă iubiți, doamnă. Sunt absolut convins și mărturisesc că această condamnare este absolut necesară pentru mine. Oh. Adică, pentru a rămâne acolo unde ești, trebuie să fiu sigur că nu mă placi. Fără dragoste, nu am de ce să rămân. Este un gând îngăduitor, o mișcare onestă, ceea ce mi se pare destul de clar. Fata asta n-a fost niciodată împotriva mea. Dar, Columbin, da. Aerul acesta afectuos și tandru pe care l-afișezi, ce vrea să însemne? Păi acest aer, doamnă, poate nu înseamnă decât că un om umilit, așa, o să spună o impertinență pe care o să o îndulcească cât de mult poate. Nu, Columbin, asta nu se poate. Tu nu ești așa. Tu nu l-ai văzut spunând aceste cuvinte. Eu te asigur că el le-a spus pe un ton foarte tandru. Spune-mi, te rog, care este motivul pentru care gândești altfel? Eram acolo, să știi. Îl cunosc? Sau poate Lelio este cel mai nebun dintre toți oamenii? Dacă el nu mă iubește, nu pot decât să-i detest caracterul. Da, este vorba de onoarea lui. Trebuie să mă iubească, altfel e un om rău. Atunci, pentru ce a vrut ca eu să mă schimb? Poate că v-a iubit, crezând că l-ați putea iubi. Dar, cum dumneavoastră sunteți furioasă, eu am dărâmat ceea ce construisem. I-am spus lui Arlechin că nu vă gândiți deloc la domnul. Că am vrut să-i lingușesc stăpânul ca să mă distrez. Că, în sfârșit, domnul Lelio este singurul om de pe pământ de care nu vă pasă. Incredibil, dar nu este adevărat. De ce te amestești, Columbin? Dacă domnul Lelio are o înclinație spre mine, cine ți-a dat dreptul să distrugi un om căruia eu nu-i vreau răul și pe care îl stimez? Trebuie să ai o inimă de piatră ca să provoci durere unor oameni fără să ai un motiv anume. Nu, de fapt, tu ai jurat că mă vei elibera. Iată, doamnă, trebuia să mă certați ca să realizați că-l iubiți pe acest om căruia nu-i vreți răul. Da, îl iubiți. Te rog să pleci. Vă cer scuze. Te rog să pleci, ți-am zis. Voi avea grijă ca mâine să te plătesc și să te întorci la Paris. Doamnă, aveți doar intenția de a mă pedepsi. Dar jur că nu am avut intenția să vă supăr. Vă respect și vă iubesc. Și dumneavoastră știți asta.
Oh, Columbin, îți trec cu vederea această prostie. Acum te rog să fii foarte atentă. Se apropie de final. Vă mărturisesc, un singur lucru mă face să sufăr. Observ că nu aveți încredere în mine. Eu vreau să vă cunosc secretele doar pentru a vă servi. Vă rog, draga mea stăpână, nu mă faceți să sufăr mai mult. Recompensați-mi fidelitatea. Deschideți-vă inima și nu veți fi deloc dezamăgită. Primiți mângâierile mele. Columbin. E, bine, bine, iată un suspin. Acesta este începutul. Terminați, contesa. Columbin. Doamnă. La urma urmei, să ai tu dreptate? Oare iubeam? Cred că da. Dar de unde v-a venit ideea să faceți o tragedie din asta? Ei bine, iubiți! Este un lucru foarte rar. Nu-mi place încă. Mă gândesc că aș putea să ajung în situații nefericite, pline de tulburare, de durere. Eu, nu, Columbin, acest lucru nu s-a întâmplat încă. Aș fi disperată. Când am ajuns aici eram tristă, iar tu mă întrebai ce am. Columbin, era un presentiment al nenorocirii care mă va cuprinde. Contesă, vă rog, închide subiectul. Arlechin, uite pe Arlechin, vine la noi. Cum? Doamnă contesă, stăpânul meu mi-a spus că ați pierdut o casetă cu portretul dumneavoastră și eu sunt omul care a găsit-o. Întrebări? Ce culoare avea? Câte diamante avea? Și dacă erau mici sau mari? Termină, Hapleo! Tu te îndoiești de stăpâna mea? Pui întrebări impertinente. Dar acesta este un obicei de a interoga lumea pentru o mai mare siguranță. Hai. Eu nu cred că este un lucru rău. Te rog, unde este caseta Arlechin? Aici, doamne contesă. Vă rog, uitați-o. Ușa. Așa. Da. Altcineva în locul dumneavoastră nu ar fi văzut-o, dar dumneavoastră sunteți o femeie deosebită! Caseta mea! Da, aceasta este. Ține, ia banii ăștia ca răsplată. Dumnezeu! Trăiască răsplata! Cerul se va ajute! Ce e? Incredibil! Ce? Portretul! Lipsește portretul! Arlechin! Doamne contesă, liniștiți-vă! Nu e pierdut! Doamne contesă, stăpânul meu l-a păstrat. Cum? L-a păstrat! Stăpânul? Da? El îmi păstrează portretul? Da! Dar ce vrea să facă cu el? Ce vrea să facă? Pentru a vă contempla, când nu vă poate vedea. El spune că acel portret seamănă cu unul al unei verișoare moarte, pe care o iubea mult. Mi-a interzis să scot o vorbă și să vă conving că s-a pierdut. Așa? Eu trebuie să vă dau... Trebuie să vă dau contravaloarea tabloului. Cum adică? Cum așa? Niciun cuvânt, doamnă contesă, vă rog. Așa dorește bietul om, ce să fac? Doamnă, verișoara de care spune e posibil să fie moartă. Dar vărul verișoarei este bine. Iar vărul nu este chiar rudă foarte apropiată. De ce râzi, Arlechin? De acest văr amuzant. Stăpânul meu crede pe bune că el a păstrat portretul din cauza verișoarei. Dar el nu știe că de fapt l-a păstrat din cauza dumneavoastră. E de râs? Face confuzii ca un spițer. Montiel, știi tu sigur că din cauza mea? Vă spun că chestia asta cu verișoara e o poveste de adormit copii. Păi de ce aduce în jurii unei copii a unei verișoare moarte? Cum adică injurii? Injurii, da! L-am lăsat acolo furios în fața tabloului doamnei.
ceartă portretul amarnic și îl întreabă de ce îl iubește. Mor de râs! Dacă îl vezi cum face, te prăfătești de râs. Uneori suspină așa, așa de tare la fiecare cuvânt pe care îl pronunță. Sau Sau aceste suspine nu sunt pentru biata verișoară defunctă, nici cât negru sub unghie. Doamne, he? Colombin, da. Trebuie neapărat ca el să-mi înapoieze portretul. Cu? Este foarte important pentru mine să știți că merg să-l cer. Da. Nu pot să știu că portretul meu se află în mâinile acestui om. Spuneți-mi, pe unde se plimbă el acum? Stăpânul meu? Păi se plimbă pe aici, se plimbă, ei, oricum prin apropiere. Îl veți găsi fără îndoială. Am plecat, doamnă contesă, nu acolo, la dreapta. Am plecat. Doamnă contesă, la stânga. Eu. Ai reușit să-i deschizi inima contesei? Îți spun, Arlechin, e dragoste mare. Stăpânul tău, lasă-l pe mâna mea. Colombin, unde este doamna contesă? Aș dori să-i vorbesc. Domnule Lelio? Da? Mă gândesc că doamna contesă tocmai a plecat spre Paris. Da. Plecat spre Paris, da, fără să mă vadă, fără să-mi spună? Dar pentru ce să vă vadă? Păi pentru că... Nu ați hotărât dumneavoastră să trăiți în sălbăticie? Păi de ce vă plângeți? De ce mă plâng? De ce vă plângeți? Păi, uite, mă plâng pentru... Întrebarea e delicată, domnișoară Colombină. Iată atracția pe care ați observat-o pentru mine, nu? Să plece fără să-mi spună la revedere? Și dumneavoastră vezi ca eu să fiu un om înțelegător și să accept asta? Da. Nu, procedeile bizare mă vor revolta mereu. Sunt revoltat. Ce să mai? Dacă doamna nu și-a luat rămas bun, așa? Este din cauza că între amici așa se poartă. Amici? Da. Amici? În ce deșor, eu văd cu adevărat la amicii mei maniere elegante și stabile și nu am trăit niciodată o astfel de situație. Acum cred că aș fi făcut mai bine să nu fiu amic cu nimeni, căci văd că peste tot sunt numai oameni falși. Perfect! Îi voi transmite complimentele dumneavoastră. Așa ar fi foarte cinstit. Da, iar eu nu sunt dispus astăzi să fiu onest. Nu, m-am săturat de atâtea mizerii. Stăpânele, eu! Am înțeles că nu voi face nimic prin prefăcătorie. Mai bine îi vorbesc cinstit. Domnule Lelio. Da? Doamna contesă. Da? A plecat. Nu a plecat. Nu a plecat. Ea așteaptă pentru a se convinge ca să știe dacă o iubiți sau nu. Ce? Spuneți-mi clar despre ce e vorba, dar foarte scurt. Păi da, foarte scurt e adevărat, dar există o mică problemă. Care? Ar trebui să-i spun că nu o iubesc. Păi da, dacă așa gândiți. Dar doamna contesă e amabilă, așa că asta ar fi o grosolanie, nu? Mă gândesc că... Stăpânele, da, eu. Ce? Răspunsul dumneavoastră trebuie să fie scurt. Păi... Ei bine! Scurt! Da! Ce? Spuneți-i că o iubiți. Da, sigur. Da, adevărul este că e complicat. Nu, dacă eu îi voi spune că o iubesc, poate că doamna contesă va fi deranjată și această declarație o va face să plece. Și dacă îi zic că nu o iubesc deloc... E posibil să plece. Observați ce mare încurcătură este. Adio, domnule Lelio, am auzit. Da. Merg să explic că vă este indiferentă. Așa e? Da, sigur, indiferentă. Iată ce frumos raport. Iar aceasta mă face să fiu un cavaler drăguț, nu? Decideți foarte repede, domnișoară Colombină. Ce mai știți dumneavoastră despre mine, ha? Hotărâți-vă odată. Mă hotărâți, dar mă puneți într-o situație delicată. Spuneți-i că am o deosebită stimă, considerație și respect pentru ea. Domnule Lelio, nu mai puțin. Asta nu este o declarație, vă rog. Dar ce? Mi-e milă de dumneavoastră. Da, de mine? Da!
Și sunteți un om ciudat dacă nu mărturisiți că o iubiți. Păi, Colomin, știam păi... eu, adică, cum să vă zic? Nu e greșeala mea. Eu v-am avertizat. Eu nu știu unde sunt acum, înțelegi? Sunteți pe drumul cel bun. Da, așa să faceți mereu. Ați auzit, domnule călugăr? Domnule călugăr, ce înseamnă asta? Nimic, doar că v-am pus o întrebare prin care să găsiți răspuns la suferința dumneavoastră. Păi, dar... Abțineți-vă, domnule, indiferent. Da, totul va merge bine. Arlechin, da? Îl las în seama ta. Perfect. Instruiește-l temeinic. Am să-l instruiesc. Merg să caut cealaltă persoană. Oh, domnule Lelio! Ce-i, Arlechin? Iată ce e de făcut. Anume? Acum e momentul să spuneți. Pleacă! Pleacă atunci când te alung! Pleacă? Da! Trăiască dragostea, dragul meu stăpân, și rămâneți aici, căci nu există două drumuri. Ori mergi pe el... Ori ești pe fereastră. Ah, sunt un om fără judecată. Nu vă contrazic. Arlechin, ar trebui să nu mai văd niciodată femei. Ce... Domnule Leliu, ar trebui să deveniți orb. Vai, îmi vine să mă închid în mine și să nu mai ies 6 luni. Ha? Ce? De ce fluier? De ce fluier? Nu înțeleg. Dumneavoastră cântați și eu vă acompaniez. Nu înțeleg. Nu vă supărați, domnule Leliu. Vreau să vă dau o veste... Bună! Nu mai spune. Da, această contesă... Da? Vă iubește. A? Și iată cine vine să vă dea ultima lovitură! Trebuie să nu-mi observe slăbiciunea. Poate că ea nu știe încă. Să fiu tare. Domnule? Da, vai. Vreți să aflați ce m-a adus aici? Doamnă, cel puțin bănuiesc, dar sunt cu totul de acord. Țăranii noștri s-au împăcat, i-am dat lui Jacqueline tot atât cât i-ați dat dumneavoastră amantului ei, Pierre. Din această cauză mi-am luat libertatea lui așa de a vă informa. Da, vă rămân îndatorată că ați rezolvat problema, domnule. Da. Dar am altceva a vă spune. O bagatelă pentru dumneavoastră, da, da? Foarte important pentru mine. Fai de mine, despre ce ar putea fi vorba? Ei bine, domnule, da? Mi s-a spus că aveți portretul meu și am venit să vă rog să mi-l înapoiați, fiindcă vă este inutil. Doamnă, este adevărat că Arlechin a găsit o casetă cu portretul pe care îl căutați? Am trimis-o imediat. Dacă v-a spus altceva, este un amețit. Aș dori să-l întreb unde este portretul de care vorbește. Domnule! Ce? Este buzunarul dumneavoastră. În buzunarul meu? Da. Dar tu nu știi ce vorbești. Ba da, domnule. Ia, reamintiți-vă că... Da? I-ați vorbit atât. V-am văzut când l-a spus în buzunarul din partea stângă. Oh, dar câtă impertinență! Mă rog, căutați, domnule. Nu căutați, e domnule. E posibil să fi uitat unde l-a spus? Ah, doamnă, puteți să credeți ce spun. Eu când... Ia, iată, domnule. Apăsați aici. Unde? Doamnă contesă pe buzunar. Domnule Lelio. Ce e asta? Am să verific. Da. Iată. Adevărat, mi se pare că e în buzunar. Iată, deci Arlechin are dreptate. Îl doriți, doamnă? Trebuie să fie așa, domnule. Dar cum s-a întâmplat asta, Arlechin, drag? Ce să... V-ați vrut să-l păstrați? Da. Din cauză... Că? Că... Spuneați dumneavoastră că seamănă cu o verișoară moartă. Moartă. Iar eu, care sunt un delicat, da, v-am spus că din cauză că seamănă cu... O verișoară moartă? Nu, cu doamna. Cu doamna, da. Și acesta este adevărul. Da. Pare rău, eu nu văd nicio asemănare. Într-adevăr, doamnă, eu nu-l înțeleg pe acest ticălos. Arlechin, îmi vei plăti pentru asta, îmi vei plăti, Arlechin. Doamnă contesă, iată că domnul mă amenință. Eu? Da, pentru că spun adevărul. Doamnă, faceți-mi plăcerea și obligați-l să vă declare că vă iubește. Cum? Iar în curând va mărturisi că mă va ierta.
Du-te, prietene, tu nu ai nevoie de mijlocirea mea. Mă duc, doamnă. Ah, doamnă, dar vă asigur că nu o să-i fac niciun rău, fiindcă eu cred că este așa, tulburat. Regin, pleacă de aici și nu ne întrerupe din nou. Da, stăpâne, Lelio. Ia uite, vă rog, doamnă, să nu fiți supărată că am portretul dumneavoastră. Am fost un ignorant. Ce altceva poate să... Domnule... Este o aventură care nu reușește să fie unică. Adevărat. Dar știți, nu este nimeni care să nu fie convins că vă iubesc. Și eu aș fi crezut dacă nu v-aș fi cunoscut, domnule. Da. Când veți fi convinsă, n-am să spun că sunteți mai puțin clarvăzătoare. Nu este nimeni clarvăzător când se înșeală și eu m-am înșelat. Nu este chiar o eroare, este aproape natural să gândiți așa. Doriți să persist în această greșeală? Doamnă, dumneavoastră sunteți stăpâna. Și dumneavoastră stăpânul, și, domnule? Pe ce sunt stăpân? De a iubi sau de a nu iubi? Recunosc alternativa, însă e în mâinile dumneavoastră. Ei, nu prea mult. Nu prea mult. Dacă aș îndrăzni să interpretez aceste cuvinte. Așa, și ce credeți că înseamnă? Ceea ce aparent dumneavoastră nu credeți. Să vedem. Păi, da, nu mă veți ierta niciodată. Domnule, da? Să știți că nu sunt răzbunătoare. Nu știu ce trebuie să fac. Domnule Lelio, da? Explicați-mi și nu așteptați ca eu să ghicesc. Ei bine, doamnă, în genunchi, în fața dumneavoastră mă explic. Mă auziți, doamnă? Nu răspundeți nimic, aveți dreptate, extravaganțele mele v-au rănit și eu merit să fiu disprețuit. Dumnezeule, ridicați-vă, domnule. Nu, doamnă, condamnați-mă sau iertați-mă. Nu mă întrebați acum, da. Luați portretul rudei dumneavoastră și lăsați-mă să respir. Bravo, domnule Lelio. Bravo. Vivat. În cele din urmă, acesta este sfârșitul. Eu sunt mulțumită de dumneavoastră, domnule Lelio. Și eu. Drace, îmi saltă inima de bucurie. Domnule, să fiți sănătos că ne-ați dat voie să ne căsătorim. Știți că inima mea bate pentru Piar. Nu vă faceți probleme de nimic, dragi copii. Voi avea grijă de nunta voastră. Mari mulțumiri. Dar, drace, fiindcă sunt nebun de fericire, am venit după lăutarii cu care am vorbit. Hai, Jacqueline! Hai că avem treabă! Hai, dragul meu soț! Haide! Colombin! Colombin! Da, eu! În ceea ce ne privește, da, propun să ne căsătorim fără ceremonie. Ce zici? Înainte de căsătorie, trebuie puțină răbdare. După căsătorie vei vedea tu, Arlechin. Colombin! Ați ascultat Surpriza dragostei de Marivo, traducere și adaptare radiofonică de Pușarot. Distribuția a fost următoarea: Contesa, Crina Lință; Lelio, Mihai Mălai Mare; Colombina, însoțitoarea contesei, Cătălina Mustață; Arlechin, valetul lui Lelio, Mario Serizea; Jacqueline, servitoarea lui Lelio, Manuela Ciucur; Pierre, amantul lui Jacqueline, Silviu Biriș; redactor și producător, Costin Tuchilă; regia de studio, Janina Dicu. Surpriza dragostei de Marivo. Cuvânt înainte de Costin Tuchilă.
Puțini scriitori au șansa de a-și transforma numele în substantive, adjective, verbe devenite bunuri comune, de a face ca derivatele numelui lor să pășească dincolo de granițele operei lor. Este cazul lui Pierre Carlet de Chamblain de Marivaux, normandul născut la Paris la 4 februarie 1688, la 15 ani după moartea lui Molière și plecat spre alte zări tot într-o zi de februarie 12 a anului 1763. Uitat și izolat de lume. Marivodaj înseamnă de două veacuri amabilitate prețioasă, limbaj galant. Caracterizând un stil, adjectivul marivode a devenit sinonimul livresc pentru rafinat, pedant, prețios, întortocheat, alambicat. Cât despre verbul marivode, inutil poate să amintim semnificația lui, a imita stilul afectat al lui Marivaux. Îndrăgostit de teatru și de adevăr, moralist fără a fi mizantrop, spectator lucid al unei lumi în schimbare, Marivaux a dorit să inventeze idei și limbaje noi. Este ceea ce el numea a gândi în calitate de om, scriu istoriile literare. Nimeni până la Marivaux nu mai dăduse atâta importanță în teatru iubirii, romanul inimii, cum o va defini Beaumarchais. Dar jocul dragostei este deopotrivă pentru scriitorul francez joc al întâmplării, al hazardului, pentru a cita titlul celei mai bune comedii a prețiosului dramaturg, jucată în 1730. Cazuistica revărsată pe scenă, blamată de unii, gustată de alții, cu rafinamentul dus până la șicană, surâsul de salon contrastând cu bufoneria, ipostaza de precursor al feminismului, l-au făcut pe Marivaux atât de agreabil spectatorului de pretutindeni, situându-l printre primii 4-5 mari autori comici ai Franței. Marivaux pendulează prin registrele comediei pe care încearcă să o reînnoiască în totalitate. Comedia dragostei? Neliniștitul scriitor surprinde cu finețe gesturi, relații interumane, secrete, măștile inimii omenești. Știe ca nimeni altul să privească dragostea sub aspect comic și uneori cu un zâmbet subtil, alteori plin de sarcasm, să o supună unei analize minuțioase. Analiza lui psihologică, niciodată însă făcută la vedere, caută cu o plăcere imensă, poate chiar ușor diabolică, resorturile cele mai ascunse ale sentimentului. Frecvent, sub aparența unui joc de societate agreabil și până la un punct decorativ, care încântă prin verva lui. Celebră a rămas o întâmplare din 1722. Intrând incognito în cabina actriței Silvia Baletti, Marivaux îi citi cu spirit și entuziasm textul piesei Surpriza dragostei, pe care ea tocmai îl învăța. Domnule, strigă actrița, sunteți diavolul sau autorul? După o piesă în versuri, o tragedie și două comedii, Marivaux îndreaptă atenția spre comedia italiană, trupa sa preferată, alungată de Ludovic al XIV-lea, rechemată de regent în 1716. Pentru această trupă scrie comedii care îi impun treptat stilul, acela al unui explorator al tribulațiilor amoroase, al jocurilor în egală măsură fericite și crude. Odată cu Surpriza dragostei, la Surprise de l'amour, Marivaux pornește pe drumul creării genului personal de comedie psihologică. Devenise autorul preferat al trupei comedianților italieni, iar numele actorilor se regăsesc în piese. Surpriza dragostei s-a jucat în premieră în 3 mai 1722 la Hotel de Bourgogne din Paris. Titlul va fi reluat în 1727, a doua surpriză a dragostei. Cu personaje care se revendică formal din comedia de l'arte, Surpriza dragostei, pe care Teofil Gautier o considera capodopera lui Marivaux, este o fermecătoare punere în scenă a frământărilor născute de sentimentul de dragoste, de la refuz la acceptare, de la reticență și mefiență, la înflăcărare și încredere, într-un limbaj plin de culoare și expresivitate, în care stereotipiile comediei de l'arte sunt învinse de strălucirea stilului teatral atât de personal al lui Marivaux. Traducerea Pushey Roth, autoare și a unei inspirate adaptări radiofonice a piesei, conferă echivalențe reușite ale expresiilor, contextelor, jocurilor de cuvinte din textul original, într-o montare semnată de regizorul Vasile Manta, care a pus în valoare generoasele partituri actoricești ale interpreților.